Credincioși și autorități locale din comuna Prigor, județul Caraș-Severin, au marcat în prima duminică a triodului împlinirea unui an de slujire a părintelui Mihai Zaharia, parohul bisericii cu hramul adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Alături de comunitate s-a aflat și preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, care a oficiat Sfânta Liturghie. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul Psaltic Etos. I-am întărit duhovnicește pe credincioșii de aici, de la Prigor, pentru că Mântuitorul în această duminică ne-a vorbit iarăși și iarăși despre această pildă pe care a rostit-o în vremea aceea și o rostește și în vremea noastră, deoarece cuvântul Mântuitorului este același până la sfârșitul viacurilor. Pilda vameșului și fariseului. Suntem îndemnați astăzi să împlinim faptele legii, asemenea fariseului, dar întotdeauna să avem atitudinea vameșului, mai ales atunci când ne aflăm la rugăciune în fața bunului Dumnezeu. Să îmbrățișăm și noi smerenia și umilința vameșului, să avem o atitudine potrivită întotdeauna la biserică și în societate, în familie, la locul de muncă, să ne smerim unii în fața altora și toți în fața lui Dumnezeu, căci inima înfrântă și smerită nu va fi niciodată urgisită de bunul și milostivul Dumnezeu. Întrucât mâine se împlinesc 18 ani de la instalarea preasfințitului Lucian în demnitatea de episcop al Caransebeșului, părintele parohiei a oferit ierarhului din partea comunității o icoană. Mâine, preasfințitul nostru împlinește 18 ani de când a fost instalat în eparhia noastră. Și iată, de 18 ani neîncetat se îngrijește ca fiecare biserică, fiecare parohie și fiecare comunitate, duminica și în sărbători, creștinii să se bucure de sfânta și dumnezeiasca liturghie. Credincioșii l-au felicitat și pe părintele paroh la împlinirea unui an de la instalarea sa în parohia Prigor. Peste 4 zile se împlinește un an de când preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, l-a trimis ca păstor de suflete pe părintele Mihai Zaharia în mijlocul dumneavoastră. În această parohie fruntașă din protopopiatul Băile Herculane și din eparhia Caransebeșului, și spun fruntașă datorită înaintașilor pe care i-a avut această parohie, și iată că dumneavoastră reușiți să duceți mai departe acest loc de cinste al parohiei, în primul rând prin faptul că astăzi ați înfrumusețat această sfântă biserică prin numărul mare în care ați venit să fim împreună la această sfântă și dumnezeiască liturghie, și foarte mulți dintre dumneavoastră să vă împărtășiți cu cinstitul trup și sânge al Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Lucrările pentru construirea lăcașului de cult din Prigor au început în anul 1802.